Andrei Tița s-a născut în localitatea de frontieră Cenad. I-a plăcut să muncească încă de mic și își ajută familia în agricultură sau la treburile din gospodărie. Și-a dorit apoi să ajute întreaga comunitate din care face parte, așa că s-a înscris în cursa pentru primărie. Am stat, cred că suficient deoparte, cred că tot, hai să spunem, tineretul, chiar și nu numai, din Cenad, și vrem să ne implicăm ca să producem o schimbare în bine în comuna noastră. Noul primar ales este absolvent al Facultății de Drept și a urmat un masterat la specializarea contencios-administrativ. S-a apucat acum de o a doua facultate, agricultura. Se îmbină studenția cu primăria. Băi, acum lucrez într-o primărie ca inspector în achiziții publice. M-am descurcat. Până acum au decurs bine, sesiunea nu a fost o problemă, am ajuns la examene cu bine. Cred că și anul următor nu va fi nicio problemă. Harnic, mereu cu zâmbetul pe buze, dar și un bun ascultător, Andrei a reușit astfel să ajungă repede la inima alegătorilor. E una că și e tânăr, are echipă bună, are și școală foarte multă, are facultate, am înțeles, și respectă oamenii, vorbește cu toată lumea frumos. Deci aveți speranță în el? Avem, sigur. Da. Aveți încredere în tineret? Am. Și îmi place, că trebuie o schimbare. Trebuie o schimbare neapărat. Nu numai la comune, peste tot. Eu am luat ziarul la lui cu toți consilieri și asta, și după un an de zile el arată dacă face sau nu face. Dacă face, nu iară, dacă nu face, mă duc cu ziarul la el. Turismul, infrastructura și iluminatul stradal sunt doar câteva dintre punctele pe care le conține planul său. Aici nu se poate sta. Deci apa toată de aici din stradă vine și să mai noi degeaba e stație. Aveți speranțe la nou primar că o să facă? Îi dorim succes și să fie tare. Tânărul a fost ales cu peste 700 de voturi și are un mesaj pentru generația sa. Cred că este de datoria noastră, pentru că rămânem aici în țară și la urmă noi suntem români, adică plecăm în Germania, plecăm în Austria, dar de ce să nu încercăm să ne implicăm mai mult? Eu îmi doresc să le spun tuturor tinerilor să facă același pas pe care l-am făcut și eu, să se implice, indiferent cum consideră ei că este bine, dar să se